Am revenit, economistul Dan Chirleșan, care este și colegul nostru de la lecția de business, este în această seară invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră, telespectatorilor pe care sper că îi regăsim sănătoși și cu poftă de viață. Domnule profesor, unul dintre cele mai recente studii OCD indică faptul că unul din 10 studenți, elevi, nu are un birou acasă. Ce înseamnă acest lucru în contextul pandemiei, în contextul în care elevii și studenții au ore la distanță, să le numim așa? Da, este o realitate, aș vrea să nu spun cruntă sau dură, ci este o realitate a zilor noastre. Într-adevăr, trecerea aceasta bruscă de la învățământul față în față la învățământul virtual presupune o adecvare pentru care noi nu eram pregătiți. Și când spunem noi, ne referim atât la corpul profesoral, cât și la elevii și studenții noștri, pentru că trecerea la instrumentele virtuale presupune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții, printre care și cel pe care dumneavoastră l-ați identificat în raportul OCD, dacă fac trimitere corectă, cred că este un studiu al directorului programului de educație a OCD-ului, Neamțul, care se ocupă și de testele PISA. Într-adevăr, el a constatat pe eșantioane la nivel global că 10% din elevi și studenți nu au unde să studieze acasă, adică nu au spațiul lor, biroul lor de lucru, care ar trebui să fie dotat cu instrumente care să faciliteze comunicarea la distanță, adică cel puțin un calculator dedicat acestui copil sau student, o conexiune bună la internet, o liniște pe care familia să-i o creeze și un ambient în care el să se poată conecta, lectura pe diverse biblioteci virtuale, să poată raționa și ulterior să poată da feedback-uri, adică să poată obține în final și acele notări care să corespundă gradului de cunoștință adecvat. Ca să facem o mică paranteză, o scurtă paranteză, domnule profesor, recent vorbeam cu domnul Laviniu Lăcustă, de la președintele USIPIA, și spunea dumnealui că mai ales în mediul rural, în ceea ce privește județul Iași, aceste ore online care sunt obligatorii nu au cum să se desfășoare. Mulți dintre elevi nu au o conexiune la internet, nu au un laptop. Sunt foarte multe probleme. Da, aici cred că ochii copiilor, elevilor și a părinților se uită spre mâna care ar putea să rezolve și, în general, atunci când apare o criză, rolul statului devine mai pregnant și ar trebui să devină mai vizibil în societate. Nu vreau să dau ca și exemplu pozitiv țara care ne-a livrat sau presupunem că ne-a livrat această pandemie, China, dar China a dat o atenție deosebită educației în perioada crizei sanitare și din resursele guvernamentale au finanțat și creat mii de servere cu acces de genul 90 de terabytes pe bandă largă, 7000 de servere, mi-aduc aminte că ar fi cifra, la care au depozitat în sistem de cloud documente specifice educației la distanță pe care le accesează peste 50 de milioane de studenți simultan. Dacă ne uităm cu ochii necritici la ceea ce se întâmplă la noi, într-adevăr în spațiul rural vedem mult mai pregnantă lipsa acestor resurse. Și aș spune că pe lângă resurse lipsesc mentorii sau tutorii, advisorii, care să te învețe cum să înveți. Adică să poți la finalul acestei perioade de staționare în izolație să nu rămâi needucat. Pentru că vom vedea atunci când școala se va relua că vor exista două tipuri de copii sau de studenți, unii care vor veni sau vor reveni la școală bucuroși pentru că au fructificat această perioadă studiind, citind, rezolvând problemele și temele propuse de tutorii și advisorilor, și o altă categorie care vor fi stingheri și care vor deveni o problemă pe care sistemul educațional va trebui să o rezolve. Ce vom face cu ei? Îi lăsăm repetenți, îi lăsăm corigenți, îi integrăm chiar dacă nu au cunoștințele asimilate? Eu cred că peste tot în lume
sistemele educaționale sunt puse în fața unei mari provocări de a căuta soluții în acul sau de a căuta acul în carul cu fân. Apropo de deschiderea unităților școlare, universitare, ne așteptăm ca după această pandemie, această deschidere să aibă viteze diferite în Europa? Eu cred că da, dar aș începe cu ce a însemnat închiderea. Și închiderea școlilor are un cost social dramatic. Cercetări diferite ne arată că acest cost social nu este raportat la luna de stare de urgență sau la cele două luni, ci la fiecare zi. Inevitabil vedem că se vor crea decalaje ale inegalității care se vor lărgi și, așa cum spuneam și mai devreme, vor fi elevi care vor trebui să petreacă mai multe ore ulterior studiind, familiile lor vor trebui să fie mai implicate și aș spune că nu cred că există un răspuns clar. Cu siguranță, familiile cu mai multe resurse vor putea să compenseze aceste decalaje prin alocarea de resurse financiare pentru ore, așa numitul sistem de luat ore în privat, adică clase extrașcolare plătite din buzunar, dar ceea ce familiile își doresc pentru copiii lor este de fapt ceea ce ar trebui să asigure guvernul și statul pentru toată lumea, pentru că vorbim de un sistem de învățământ public, gratuit, până la nivelul preuniversitar. După această pandemie ne așteptăm ca guvernele să facă din educație o prioritate. Să fie totuși prioritate educația? Întotdeauna, și dacă ne raportăm doar la ceea ce am auzit în planul nostru mioritic, așa, exact. Educația, politic vorbind, a întrunit acordul tuturor partidelor politice. Deci, de la Pactul pentru Educație, de pe vremea președintelui Iliescu, la Pactul de pe vremea ministrului Funeriu, la actualul Pact pentru Educație din actualul mandat al președintelui Iohannis, toate partidele au considerat că educația este prioritară. De ce? Pentru că școlile de azi vor fi economia de mâine. Dar de când a început pandemia, vedem că în zona educației măsurile au fost mai degrabă fușărite sau improvizate, că sistemul preuniversitar a fost inițial parcat, o parte dintre profesorii din preuniversitar n-au acceptat parcajul și au continuat prin mijloace pe care mintea lor a descoperit că pot să le utilizeze în relația cu elevul pentru a-l ține pe elev aproape conectat la nevoia de educație și de formarea cunoștințelor. Sunt foarte mulți elevi care în perioada asta de stare de izolație au asimilat perioada cu o staționare forțată și cu o vacanță prelungită, bineînțeles cu anumite constrângeri, neieșitul la joacă, dar cred că pariul pe educație este o decizie pe care fiecare națiune trebuie să o ia, pentru că de acolo, în viitor, vor veni și resursele economice. Domnule profesor, în tot acest context ne așteptăm ca în luna septembrie, atunci când vor reveni în sălile de curs studenții, elevii, să ne dăm seama că în această perioadă nu prea au asimilat mare lucru? Dumneavoastră spuneți luna septembrie și cred că nu sunteți departe de adevăr, pentru că e posibil ca revenirea acum în iulie sau în august să nu fie posibilă, din condiții care țin mai degrabă de asigurarea unei securități sanitare. Dar în septembrie pentru elevi, în octombrie pentru studenți, vom vedea că vor exista niște discrepanțe enorme. Vom vedea că sunt elevi și studenți care vor veni zâmbind pentru că au fructificat în mediile online cunoașterea și educația continuă și alții care vor fi stingheri datorită faptului că fie n-au avut sprijinul familiilor, fie că n-au înțeles rolul tutorilor sau a profesorilor pe care ei trebuiau să-i aibă în toată această perioadă. Și o ultimă întrebare, domnule profesor. În calitatea dumneavoastră de profesor, aș vrea să ne împărtășiți cum vă întâlniți în mediul online cu studenții dumneavoastră și care sunt provocările cele mai mari. Să știți că universitățile au avut experiențe de diseminare prin mijloace electronice la distanță pentru că aveau învățământ la distanță. La universitatea noastră au existat platforme, e vorba de o platformă numită Blackboard înainte, acum beneficiem de un soft educațional free,
numit Moodle, e clar că nici noi ca profesori nu suntem pregătiți să utilizăm toate instrumentele pe care aceste softuri educaționale le pun la dispoziție. O parte dintre noi am creat și mijloace alternative, folosim comunicarea one-to-one cu studentul prin mijloacele tradiționale de mail, facem întâlnirile focusate pe platforme gen Zoom sau unii chiar pe WhatsApp sau pe Facebook, dar ceea ce ne lipsește este într-adevăr contactul față în față, contactul fizic, pentru că nici noi nu am fost oarecum pregătiți mental și intelectual să trecem direct și brusc către metode alternative. Dar aveți un feedback din partea studenților sau nu este ca și cum ar... sunt împărțite. Sunt studenți care simulează. Și simțim că simulează, adică ei doar își deschid telefonul, marchează că ar fi online, dar nu produc niciun feedback. Sunt studenți care se implică profund și cer informații suplimentare, accesează sursele online pe care le propui spre lectură. Nu știu cum va fi finalul. Metodele de evaluare pentru noi încă sunt incerte, dacă sunt sau nu atacate prin mijloace oculte, dacă ceea ce va veni din partea studentului pe online reprezintă cunoașterea lui sau este doar un surogat, o formă de a îndeplini un obiectiv temporar și a trece mai departe, dar nu se simți stingher. Dar, așa cum spuneam la început, opțiunea tinerilor pentru a repeta un an, în ipoteza că se îngheață sau că nu-și promovează examenele, este probabil cea mai proastă soluție, pentru că ei se vor simți, pe lângă faptul că să rămână educați, vor fi și stigmatizați. Și lucrul ăsta trebuie să evitate și aici avem un interes comun, elev, student, profesor, părinți, familie, societate, de a căuta acele mijloace care ne pot aduce împreună și de a rostogoli bulgărul ăsta al fricii și al neîncrederii create de criza sanitară. Domnule profesor, vă mulțumim tare mult pentru prezență. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului de astăzi. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți în continuare.